Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Atât ne regăsim până când putem. Când nu mai pot să vă spun nimic, vă regăsiți cu, nu știu, cu, am văzut pe tarau că s-o băga guță la kil, salam la 100 de grame, ok. Puteți merge unde vreți să aveți 2000 de partide, 14.000 de televiziuni. Până când putem, zicem. Știți că v-am arătat o poză acum câteva luni? Și evident că mi-am luat niște suduieli de la niște tovarăși politicieni. Și fac o paranteză, am ajuns la un paradox. Bă, de câte ori vorbesc despre politicienii ăștia că sunt cu Ștefan Gheorghiu și că tot felul de lingăi de la PCR, îmi aud, ăsta e comunist. Ăsta e comunist, German, ăsta e comunist, că nu suportă pe niciunul, nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla. Ca și cum eu aș fi făcut Ștefan Gheorghiu, nu ei. Măcar dacă îl făceau pe dreptul. Dar l-au făcut așa cu pile, că i-au dat nu știu ce recomandare, nu știu ce clănțau. Și v-am arătat o poză, am închis paranteza, cu un tip care mergea prin metrou. Cu metrou. Ziceam, bă, fii atent, era perioada aia lui Oprea, când era el cu girofarul, murise. Acel polițist tânăr, copil de 28 de ani. Pentru că un tip, nu-i așa, mare și tare, interesul național supranumit, izmană, cum vrei tu să-i zici, mergea cu girofarul că se grăbea la un restaurant Sindrofie, așa zic unii și alții. Și v-am arătat un tip care mergea cu metrou, se uita pe telefon, cum facem noi, îl vedeți acolo? Dă-l mare pe ecran. Nicuș Ordan. Nu prea auzise lumea de el, auzise în București. Și șocul a fost, cum adică, ia locul 2? Peste marele partid al lui Brătianu, cum adică se poate așa ceva? Așa sfidare la adresa populimii copulative? Nu se poate chestia. După v-am arătat un link din monitorul. Mie mi-a picat foarte bine când ne-a făcut într-un fel șoguri, monitorul de Cluj. Zicea despre un tip, Andrei Postolache, omul a scris, e ITist, tânăr, și-a făcut un fel de asociație, un, cum vrei să zici, a candidat pentru Iași, așa se și numește formațiunea, organizația, cum vrei să zici, pentru Iași. Și, ce surpriză faină, monitor de Cluj, după 18 ani de-am stradă România, vine unul și dă de pământ cu clasa politică. Băi, m-am simțit șogur cu omul și am zis, ăștia-s de-ai mei. Acum, sigur că o grămadă a intrat la idei. Eu vă spun să nu intrați la idei, nici oamenii normali și nici politicienii, că oamenii sunt în studio. Nicu Șordan e aici, bine ați venit. Bună seara, bine Andrei Postolache și dumneavoastră sunteți aici, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Facem cam bancul ăla. Haltă politică, halți politicieni. Cu cine, practic, înlocuim politicienii pe care nu-i mai suportăm? Eu să știți că am făcut la un moment dat o burtieră și râdeau cei din regie, că am scris... Bă, dacă vrem altă politică, încercăm și cu alți politicieni. Și așa m-a oprit o frică și am șters cuvântul politicieni și am scris oamenii. Și cred că am făcut-o din rărunchi. Extrem de sincer, chiar speriat că nu poți să le zici politicienilor de cele mai multe ori oameni. Cu cine îi înlocuim? Sunteți matematician. Da. Sunteți ITist. Uh-huh. Altă generație, altă mentalitate. România e într-o situație de criză pe care o vedem cu toții. Jaf din banii publici, defrișări de păduri, concesionări de resurse, tot ce vrem. Criza asta au patronat-o niște partide politice care s-au succedat toate la putere. E clar că nu mai există, cel puțin în momentul ăsta, o speranță de la ei. Atunci, ca de obicei, în momente de criză, apar oameni care n-ar fi făcut politică, ar fi avut familia lor, meseria lor și ar fi văzut de viața lor, care spun nu se mai poate, numai singura soluție este ca alți oameni să intre în politică. Și cam asta este Uniunea Salvați România, asta a fost pentru Iași, asta a fost Uniunea pentru Codlea, asta a fost Partidul Oamenilor Liberi, asta au fost mulți candidați care au candidat independent, tocmai pentru cei de la T9 au făcut aceeași figură la Turda. Turda 9, da. Bineînțeles, mulți candidați care au candidat independent, tocmai pentru că legea partidelor nu le-a dat voie să-și facă în timp util un partid. Și noi sperăm ca toți oamenii ăștia să se coaguleze într-un proiect, Uniunea Salvați România, care să candideze la Parlament și să intre în Parlament în toamna acestui an. Bun, și ce să fac acolo? Pentru că vor veni câțiva și vor spune, bă, îl mâncă Dragnea pe la micul dejun. Îi mănâncă blaga la micul dejun. Ăsta este discursul. Nu cred. Nu cred absolut deloc. Nici eu nu cred. Vă spun care e discursul. Nu cred. E foarte simplu. Deci,
oamenii ăștia au influență asupra unui altuia și se mănâncă unul pe altul între ghilimele, pentru că ei depind unul de altul și sunt în aceeași rețea a intereselor și cu toți au interesul ca sistemul în forma lui actuală să continue, ca să profite cu toți într-un fel sau altul de el. Noi suntem în afară, deci eu nu datorez nimic nimănui din lumea aia. Eu datorez altora care m-au crescut cum sunt. Nicușor la fel, alții la fel. N-au cum să ne mănânce, n-au în ce fel să ne mănânce, n-ar ști cu ce să ne mănânce, ca să zic așa. N-au mai văzut mâncare din asta. Asta se întâmplă, da. Nu vreți și voi o... Halcă. O deconcentrată, nu vreți o comisie, nu vreți să cădem la pace, cam asta e. Mm-hmm. Și chiar nu vreți nimic pentru voi, adică e o altă lume, de fapt. Știți ce m-a mirat întotdeauna? Să ai 2 sau 3 milioane de euro. Sau să ai o afacere care merge. Să te duci în Parlament 4 zile pe săptămână departe de casă pentru 1100 de euro, scuzați-mă, în Cluj câștigă un zugrav bun 1500 de euro pe lună. Cunosc om tencuitor, întors din Spania după 15 ani cu mașină de tencuit și eu zic, bă, sub 2000 de euro nu stau. Dar muncesc într-adevăr de rup. Ori, mi se pare un pic... Să mergi în Parlament pentru 1100 de euro când tu ești Dita Mai tartorul partidelor locale. Și atunci eu am o singură concluzie. S-ar putea să greșesc, dar s-ar putea să nu greșesc. Poate că unii care ajung acolo ajung ca să-și sistematizeze drumul către libertate sau o protecție către libertate. Pentru că deja nu-și mai pun problema bogăției. Mulți dintre ei își pun problema libertății personale. Le e frică. Sună poștașul de 2 ori. Dar de 2 ori de la DNA și a 3 oară tăia. Asta văd. Ori îmi spuneți că schimbați. Schimbați cum? Că și noi suntem vinovați aia care votăm. Da. Că politicieni mai schimbați, dar poporul nu. Poporul se schimbă singur. Da, și poporul n-a avut alternativă. Adică a fost de multe ori când el nu a avut o alternativă. Cum am spus, sunt oameni care au o meserie, care pot să dovedească ce au făcut în ultimii ani, care ar putea să trăiască foarte bine și care intră în politică. Asta e diferența fundamentală. Noi avem în momentul ăsta, pentru că ăsta e un alt motiv pentru care oamenii n-au votat alternative când au apărut unele, că îi se părea că n-au nicio șansă. În sfârșit, am dovedit că se poate. La București am făcut 30%, Andrei Postolache a intrat în Consiliul la Iași, colegii noștri de la Codle au intrat, colegii de la Târgu Mureș au intrat. Deci, iată că în momentul în care există o alternativă, oamenii sunt înțeleg și votează alternativa. Asta e tot. Da, dar veți avea ce oferi după momentul de entuziasm, nu? Am fost la vot și în sfârșit am cu cine vota. L-am votat pe Andrei Postolache. Ok. Asta este în sfârșit... A doua zi ce face Andrei Postolache? Exact. Asta este șansa pe care noi o avem. Faptul că avem deja niște mandate din iunie, în fine, din iulie de când ele s-au dat, până la alegerile parlamentare, avem posibilitatea să dovedim. Și la București avem și pozitiv și negativ. În Consiliul General, pe o problemă mare de tăieri de copaci în București, am reușit să, deși noi suntem opoziția, practic, am reușit să facem presiune să semnăm un acord între primărie, Universitatea de Științe Agricole și Asociația Peisagiștilor, ca să se taie într-un anumit fel, în anumite anotimpuri și să nu mai punem în pericol, cum s-a întâmplat acum, să tăiem sute de copaci. Avem și exemplu negativ, când la sectorul 3 se pun trotuare peste alte trotuare și lângă alte trotuare, total nejustificat, și colegii noștri, deși sunt consilieri în primăria aia, au trecut aproape 2 luni și nu au acces la contracte. Și oamenii vor înțelege că noi suntem aia care, chiar dacă suntem în opoziție și dacă nu reușim să colaborăm cu primarul, cel puțin ne ducem după acte ca să le arătăm unde se cheltuiesc banii lor. Ce veți face la Iași, unde bubuie între amantlecuri și DNA? Mă la cum la fostul primar. Același lucru. Sunt singur. Ei sunt 50 și ceva în București, dar același lucru. E clar că n-am voturile ca să-mi impun voința, deci pot face 2 lucruri. Transparentizare, scoaterea lucrurilor la evidență, tragerea unui semnal de alarmă, un câine de pază în Consiliu. Și 2, să aduc subiecte în discursul public, în conștientul colectiv, care nu erau până atunci în discursul public și în felul ăsta să le arunc dezbaterii, să fie dezbătute și s-ar putea să se întâmple unele dintre ele. Și lumea poate decide foarte concret și foarte direct pe astea 6 luni sau cât o să fie între astea 2 alegeri, dacă eu am făcut bine cu ce am avut la îndemână sau nu.
Nu va fi o discuție teoretică, nu va fi o discuție pe că sunt eu mai simpatic sau nu, sau că am o idee mai bună sau nu. Deja avem o istorie în administrația publică, așa scurtă cum va fi în momentul ăla. Știți ce mă frapează? Noi vorbim despre politicienii mari, politica mare, puneți ghilimele unde doriți, ca despre niște extraterestri. Am fost invadați și acum ne întâlnim noi să vedem cum rezolvăm problema să-i alungăm. Uitați-vă că noi mai considerăm oamenii, îi considerăm supraoameni. Ei se consideră supraoameni. Și o să vă dau un exemplu. L-ați văzut pe Tăricianu care nu stă la coadă. L-ați văzut pe Oprea cu girofarul și la coafor. Gândiți-vă că oamenii ăștia nu... Multă... Au scris prin presă nesimțiți. Nu. Ei nu sunt nesimțiți. Ei chiar cred că li se cuvine. Da. Asta este în ADN-ul lor. Și eu cred la fel. Deci noi luptăm cu astfel de extraterestri și luptăm cu extraterestri din noi care acceptăm chestiunile astea. Oh, îl înjurăm pe Oprea dacă vine domnul ca să trăiți, domnul Oprea. Sluga, Caragiale. Despre asta vorbim. Da. Ori, aici aveți de luptat. Noi luptăm foarte mult, nu numai împotriva actului concret, că hotărârea X a trecut sau nu, sau că e bună sau nu. Luptăm împotriva modului, împotriva felului în care ne comportăm unii cu alții și împotriva felului în care comunicăm. Vrem să dăm jos politicianul de pe piedestalul ăsta al supraomului, de tentă de asta orientală, al jupânul care vine și toată lumea muțește și toată lumea speră să-i pice o fermitură de la masă și nu cumva să-l supere pe jupânul. Într-un fel, paradoxal, noi încercăm să ne coborâm pe noi înșine, să ne limităm propria noastră putere în raport cu cetățenii, ca să dăm naștere un altfel de dialog și să ridicăm altfel de atitudini în oameni, să-i ajutăm și pe ei să fie altfel. Și ei ne ajută pe noi să fie altfel, pentru că având în sfârșit societate civilă în România, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai activă, ne forțează să fim altfel. Când auzi o declarație de genul ăla, ce spuneați mai înainte cu domnul Tăricianu, eu mă gândesc la... Nu-mi dau seama în ce univers a trăit omul ăla ani de zile, astfel încât să-i... E împotriva propriului lui interes declarația aia. Deci eu nu mai am speranță că e un om bun la inimă, dar meschin să fie și trebuia să-și dea seama că nu e bine să spună așa ceva. Și el nu și-a dat seama lucrul ăsta. Să dați declarația pe ecran, să vadă tovarășul popor. Și după aș vrea să vă arăt un video. L-am luat de pe Guardian, mi se pare. Da. Preocuparea celor cu funcții importante se dedice societății, nu să stea la coadă. Rămân cu suflet. Domnul Tăricianu, eu am stat la coadă la poliția la Cluj. Și am stat o jumătate de ceas. Asta este, tată. Că mă duc acolo și încă-s mândru să stau la coadă. Că mai vorbesc cu oamenii, mai zic că aia ce prostii, mai zic eu în emisiune, mai bat obrazul, mai zic bine ai făcut, dă-i în gură și la ăla, și la dumneavoastră, zic, dar dă-i în gură la Tăricianu când îl prins. De cele mai multe ori dumneavoastră s-a părut domnul Tăricianu. Ori, aș vrea acum să vă arăt un președinte de partid din Marea Britanie care merge cu trenul navetiștilor și de multe ori nu găsește loc. Și n-are nici o greață să zică, domnule, eu mă dedic statului să vină să mă ducă cu limuzina sau să-mi dea drezină, că eu sunt mai deștept decât alții. Dă-mi, te rog, video dacă l-ai pregătit. This is a problem that many passengers face every day on the trains, commuters and long-distance travellers. Today this train is completely ram-packed. The staff on the train are absolutely brilliant, working really hard to help everybody. The reality is, there's not enough trains, we need more of them. And they're also incredibly expensive. Isn't that a good case for public ownership? Omul este președinte de partid. Și atenție, este echivalentul PSD-ului din Marea Britanie. Da, adică e președintele unul din cele astfel două partide mari. Da, laburiștii. Asta vreau. Eu vreau un tip, cum ați fost dumneavoastră, un metrou. Da, e o formă de normalitate, e o formă de solidaritate socială. Te duci la coada acolo, consider că e anormală coada, perfect, te așezi la ea și te gândești ce poți să faci ca de luna viitoare, de peste un an, cândva să nu mai fie coada aia. Dar nu o colești. Dar de ce crezi că se întâmplă? Vedeți, noi ca să fim normali, noi nu avem nevoie de fonduri europene. Chiar nu avem nevoie. Noi nu avem nevoie de fonduri europene ca să respectăm legea educației. Unde scrie 6% din PIB. Apoi nu știu cum faci, împrumut de la maică, împrumut de la taică, tot la mine îmi dai 6% din PIB acolo în Parlament. Și mereu, atenție, cel mai mult am avut 3,81% din PIB. Ori, astea trebuie clamate acolo. Nu știu, poate le bateți obrazul acolo în direct, poate nu știu. Nu știu cum se face. Că eu nu pot să... Asta e emisiune în direct și îmi spun colegii, vezi că n-ai voie să sudui. Că eu mai bag bipuri și atunci când e înregistrată mai scap. Și fac eforturi deosebite, dragi parlamentari, ca să vorbesc frumos. Da, chestiunea, în opinia mea, una din chestiunile fundamentale din România azi este furtul din bani, jaful din bani. Este o cifră pe care o dau mereu
achiziții publice la autoritățile centrale și locale din România 15 miliarde de euro și o estimare simplă spune că se fură 30% din ei. Asta înseamnă 4 miliarde, asta înseamnă 3 autostrăzi într-un an. Într-un an. Și noi vom face anul ăsta un, cum se numesc, un ciot de autostradă de 8,7 km care nu se leagă de nimic, cu uitat să facă licitația pentru viaductul care leagă de autostrada Transilvania. Deci o nebunie. Mm-hmm. Ori, asta trebuie rezolvate. Ce veți face acolo? Ajungeți în Parlament, domnul Postolac. Sunteți tip de, exact ca domnul Nicușor Dan. Două scenarii. Scenariul cel mai bun și care credem noi că avem toate șansele să se întâmple, pentru că credem că vom obține niște rezultate bune în alegeri, este că noi vom, parlamentarii noștri, procentul nostru va fi necesar pentru formarea unui guvern. Și atunci înseamnă că vom avea o pârghie pentru a impune condiții ca pe programul acelui guvern să fie punctele ABC din programul nostru. Concret, cu date, cu obiective, cu etape. În momentul în care nu se face progres vizibil către acele obiective, noi ne putem retrage susținerea, ceea ce este o armă foarte puternică. Independent de asta și indiferent dacă reușim să facem asta sau nu, putem face ceea ce facem și în Consiliu, un câine de pază, dacă nu altceva, să scoatem la iveală, să ridicăm în atenția publică, să oprim lucruri, vom fi prin comisii, vom aplica legea, vom aplica procedurile, doar asta să facem și va fi probabil mai mult decât s-a făcut până acum. Va trebui să faceți apostolat. Ați văzut că partidele deja au câteva televiziuni. Deci nu se mai poartă brelocul cu milionul. Adică, tata, sunt partid serios, am cel puțin o televiziune. Ca să vorbească. Noi avem pagini de Facebook. Să vorbește și gura lor. Eu am vreo două pagini de Facebook, Nicușor are cel vreo două. Ne concurăm. Da, încercăm să ajungem, tocmai de asta spunem că vrem să facem 10% în Parlament și nu, dacă am fi la egalitate de arme, de notorietate, de bani, probabil că lumea ar face repede diferența între o politică așa cum a fost și o politică pe care niște oameni care au dovedit ceva în viață spun că vor să o facă. Așa încercăm prin toate mijloacele să ajungem la oameni. E foarte important în campania pentru de la București de acum două luni a fost foarte, foarte important modul în care colegii noștri s-au dus și au vorbit cu alți oameni. Pentru că niciodată niciun instrument nu e mai bun decât omul care vine și spune eu cred în ideea asta, eu cred în oamenii ăștia, eu sunt pe lista de consilieri. Sau iată de ce nu cred. Exact. Omul de pe stradă, poate să-mi uite contraargumentele mele. Convinge-mă că n-am dreptate. Dar vă propun un exercițiu de sinceritate. Mergeți la București. La București a fost lovitura aia senzațională. Palitură crânșenă, nu? Cum era? Mm-hmm. Când s-au dat 70 de euro. 310 lei pe un fir de crizantemă. La sectorul nu știu care, pârță. În condițiile în care acel fir de crizantemă se cumpărase deja cu 12 lei, aproape 3 euro. Să-mi fie iertat. Eu nu mai cred că nu sunt bani de autostrăzi, de spitale, de pensii, de educație, de ce vrem noi, de salarii la medici, atâta vreme cât se dau 70 de euro pe un fir de crizantemă. Eu mi-aș dori să văd în următoarea săptămână sau în următoarele zile că au venit consilierii de la USB și zic, băiatul, eu vreau să știu cine a semnat pentru ăștia 70 de euro pe crizantemă. Exact asta e ce vă spuneam eu că se întâmplă la sectorul 3, pentru că acolo vom găsi exact lucrul ăsta. Din moment ce primăria sectorului 3 refuză să ne spună cât au costat pavelele alea pe care le-a pus peste alte pavele, înseamnă că acolo este o situație de felul ăsta. La modul general, aici avem de a face cu două instituții care nu funcționează. Una este Curtea de Conturi. Suntem toți fericiți când apare în fiecare an raportul Curții de Conturi, dumneavoastră ziariști, noi din societatea civilă, ne apucăm să-l citim. Uite, hoții nu sunt hoții. Și peste un an, peste doi, peste trei, dar ce s-a întâmplat cu sume, cu chioșcurile de 40.000 de euro pe care Primăria Bucureștiului le-a cheltuit, le-a cumpărat în urmă cu 5 ani și pe care Curtea de Conturi a scris. Curtea de Conturi nu s-a dus mai departe către parchet să facă plângerea penală și când Curtea de Conturi, că acum au început să pună în rapoartele Curții de Conturi, au început să spună și câte plângeri penale au făcut, dosarul ăsta se oprește la parchet. Deci avem, iată, două instituții care nu funcționează. Bun, dar eu pot să mă duc așa. Ai dat 70 de euro pe firul de crizantemă. Măi, băiatule, cine ești? Care e ăla care a semnat? Că vreau să-ți văd CNP-ul. Eu vreau să-ți văd CNP-ul, poza, ce ai mâncat alaltă, vreau să știu. Ce a fost în capul tău? Că poate ai o idee genială și spui, domne, exact ca prințesa aia Olandei când a făcut prima criză
economică, doamne, crizantă e, mai crizantă e, mă mâncui sufletul ei de aur. Nu? Vreau și eu să știu, ce-i cu 70 de euro pe firul de crizantemă? Pentru că, atenție, acolo sunt bani din toată țara. Toată lumea spune, vai, Bucureștiul face 27% din PIB. Nu face 27% din PIB. Face din toți banii firmelor care sunt arondate ca mari contribuabili, peste 50 de milioane de euro, să plătească taxele la București. Eu mâine plătesc un impozit. Știți unde plătesc? Vreo 6.000 de euro. Plătesc direct la București, la trezoreria, sector 5. Așa că sunt și banii mei acolo. Au pus metroul la bugetul național. Dar merge ăla din Vaslui cu metroul la serviciu? Mă duc eu cu metroul la serviciu? Ok, pot să înțeleg așa. Păi, capitala țării. Aș vrea capitala țării să mă arate ca Viena sau ca Bratislava, ca Praga, ca Parisul. Și eu sunt român și țin la ea. Dar să nu fie prețul ăsta. Să nu fie prețul disprețului față de ăilalți. Pentru că pol mai separatist decât București, eu n-am cunoscut. București versus toată țara. Luăm de peste tot, ne cumpărăm 70 cu 70 de euro, luăm pavele peste pavele lângă pavele lui Paveleanu, ca să nu zic altceva, că e la alt partid, așa, și am rezolvat problema. Eu asta aș vrea să rezolve. Lucrurile mici. Ca primarul New York-ului. Primar, rezolvăm mica criminalitate. După aia începem cu aia mari. Ea se vor speria. Da, deci ce pot eu să vă promit este că încet, încet vom începe să scoatem contractele astea. Și pe măsură ce ele vor ajunge să fie în spațiu public, ar fi mai simplu ca curtea de conturi și parchetul să funcționeze. Da. Dar pe măsură ce noi vom scoate și vom aduce în spațiu public contractele astea, presiunea publică va fi așa de mare că ele vor înceta încetul cu încetul. Să știți că am făcut un experiment. A fost omul, are un handicap mare, are un copil premiant la matematică la olimpiadă în clasa 4-a sau a 5-a, locuia într-o maghierniță în care băgai mâna prin pereți. A fost la toată televiziunea din București. Și-a venit și la Cuzman trezând într-o dimineață, toată noaptea cu el, cu copilul și cu însoțitorul, aici. Eu nu știu cum a reușit, că am gura mare, dar în 3 săptămâni omul a primit un apartament de 2 camere, că îi se cuvenea. Nevasta aruncată de la etaj cu alte amănunte, nu mai vin. Hai să facem următorul experiment, să-l ducem mai departe. La cine trebuie să sun de la sectorul 3 să-mi zică și mie, dă și mie contractul mâncu sufletul ăla de 70 de euro, că vreau să pun și eu crizantemă. Dar dacă se poate și de plastic, e bine, să ține mai mult. Să fac și eu pe cocalarul cum fac ei. La cine trebuie să sun? Asta este... Dar asta cu doctoratul? Asta e problema, că legea spune, cel puțin pentru noi ca consilier local sau general, orice act din primărie aia trebuie să ți-l dea în 10 zile. Problema că nu se respectă legea. Da, problema mă duc cu legea. Că funcționarul care nu respectă legea, eu când îi fac plângere penală pentru abuz în serviciu, plângerea asta se duce la o instituție a statului care se numește parchet. Și parchetul nu ne rezolvă. Dar parchetul funcționează, că văd procurorii care tot iau și duc acolo, stau la coadă câteodată să intre în DNA. Da, nu, e o diferență între DNA, care se ocupă de o anumită clasă de infracțiuni asociate cu corupția și care e o instituție care funcționează și parchetul, care e o instituție care, în opinia mea, nu funcționează. Nu mergem pe logică formală, de aia nu-mi dă că e corupt, că lua bani. Aceeași problemă aveți la Iași, când s-au tăiat steii, că nu erau de la noi din cultura noastră, și s-au plantat tradiționalii salcâmi japonezi. Și pe lângă asta, după care s-au tăiat. Problema e că s-au tăiat, dar problema mare a început a doua zi dimineață. Au tăiat într-o noapte, a doua zi dimineață s-au dus lumea să întrebe ce faceți. Și ce am primit înapoi, nu eu personal, n-am fost implicat, nu mi-au meritele, a fost un dispreț total. Cine sunteți voi să ne întrebați pe noi ce facem? Îi tăiem pentru că vrem să-i tăiem. Nu le-au răspuns la nicio întrebare activiștilor. Activiștii au depus cereri pe legea 544 pentru acces la informații. Li s-a refuzat cererea așa în ZFLM pe motiv că a scris din greșeală șoseaua Ștefan cel Mare. Aici s-a întâmplat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Șoseaua e în altă parte. Nu avem tei pe șoseaua respectivă, deși toată lumea știa despre ce vorba. Era scandal. Și aroganța. A durat 2 ani de zile și cu multe lucruri. Dar în sfârșit, da, s-au plantat tei înapoi pe bulevard. Și n-a plătit nimeni nimic. Nicio despăgubire. Nu. Deși primarul care era atunci în funcție a fost arestat pentru multe altele. Dar sunt două lucruri aici care pe mine mă frapează. Una e, asumă-ți greșeala. Ok, greșeală mare, nu trebuia să o faci, dar chiar și așa, ok, uite, am tăiat și niște copaci, te-am seara, m-am uitat pe geam, mi s-a părut că ar fi bine să-i tai. Am fost prost în seara aia, acum e dimineață, ați venit la mine, da, sau om am greșit, hai să ne oprim să discutăm. De ce nu pot face lucrul ăsta? Eu n-am văzut aproape niciun politician să aibă atitudine. Numai politician e politician și omul e om. Cam acolo merge discuția. Nu suntem infailibili, nu? Știți unde se...
unde să temi ei, la justiție. La lege și la justiție. Când te duci, când el vine cu discursul ăsta, noi facem, ne-am înțeles, politici, nu știu, spui, uite, legea spune așa și dacă nu faci, te dau în judecată, atunci, cumva... Da, e frică. Să nu-i mai găsească și altele în dulap. Pentru probabil. Că poate să ia cu suspendare. Am văzut că se poartă cu suspendare. Hai să punem puțin în perspectivă panseluțele aia sau crizanteme sau ce era ele. Raportul la curții de contul spunea că 300 milioane de euro trebuie să se facă un spital regional în Iași și unul în Cluj și unul în Craiova. Fiecare din astea costă vreo 200 de milioane. Deci, bani de la Uniunea Europeană. Jumate din astea trei spitale, nu, banii ăia. Că ăștia vin de pe o axă, erau de pe altă axă, dar erau bani care puteam avea în cont. Să facem ceva cu ei. Păcat că nu rămâneți până mâine, că v-aș fi dus. Rămas să-mi ierte lumea nevoitul cinism în față la spitalele de aici, de pe clinicilor, să vedeți, cred că jumătate din mașini sunt numai din Moldova. Oamenii aia sunt disperați pentru că nu mai au unde să trateze. Și o să vedeți oameni din Cluj care își iau mașinile din parcare să le facă loc, pentru că lasă-vă că eu găsesc și în fața blocului sau am un vecin, stai tu acolo că stai câte 5-6 zile. Nu vă spun cum este oncologia, unde 3 sferturi sunt de acolo. Pentru că nu mai există nimic. Da, așa. Deci au mai rămas, cred că, două centre, Clujul și Bucureștiul. Ori este anormal. Asta e o țară de 20 de milioane, din care deja au plecat vreo 4. Să așteptăm să plece câți? Stinge lumina, noi trei. Fiul meu are 13 ani și vrea să plece în vață japoneză, că el merge în Japonia. Fiica mea la 6 ani îmi spunea, eu mă fac lichtensteineză. Îi povesteam ce fain în Liechtenstein. Și nu mai vor, nu mai au... Iar, bă, ai o rădăcină, mămăliga ta, încă de copil, dar vezi că te duc la bunul tău. Ok, tata, mă duci, dar... Ei niciodată nu m-au întrebat care e cea mai frumoasă țară. Tata, care e cea mai organizată? În viața mea n-am auzit de la copii să mă întrebe care... Tati, care e cea mai faină țară? Tati, care e cea mai organizată? Și mi-a dat seama de ce. De la mine, am fost destul de urât cu ei și fără să-mi dau seama, ascultau știrile pe care le ascultam eu. Nu am crezut că ei dorm sau stau, fac altceva. Dar se uitau la televizor. Când a fost cu gazele de șist de la Pungești, am lăsat din greșeală un minut jumate, nu știu pe ce post de radio era, ce era cu scandalul, am închis repede și după al minut jumate, fiul meu, fără să zică nimic între timp, îmi zice, tata, eu din țara asta plec. Publicitate dați, că mă enervez sudul și iar am năcazuri cu tot felul de hamsteri. Am revenit în direct. Eu acum vă întreb ca un tip care vrea să meargă la vot. Zic că n-are cu cine. Sau n-au avut până acum. Și totdeauna m-am dus pe ideea, bun, care, ala bala portocala, ăsta nu e mai prost decât alălalt. Cu sinceritate, așa au mers, cred că, mulți dintre români și probabil și dumneavoastră. Să alegem rău cel mai mic, dar ce fac, dar cum să nu mă duc la vot, că te presa. Dar cred că mai greu decât să construiești spitale, să construiești autostrăzi, să construiești o economie funcțională de piață, e să reconstruiești încrederea în politică. Cuvântul ăsta a devenit o studuială publică. Să reconstruiești ideea că cineva făcând politică poate să facă și bine pentru ceilalți, mi se pare cel mai greu lucru din țara asta. Și nu se datorează doar ăstora 26 de ani, nu se datorează doar comunismului, poate și începând de la Cuza. Hai să ne amintim cum am. Săracul, l-a luat în pielea goală de lângă amantă. Hai băiat. Tu vei fi, da. Corect. Noi avem o problemă cu circuitul civil al recunoașterii meritelor, circuitul civil al recompensei și circuitul civil al datoriei. Luat separat, sunt convins că dacă astăzi luăm orice politician din Parlament și stăm cu el la o friptură sau la un vin, băi, ce tip ca lumea, mă. Ce vorbește lumea. Dar el public este însămânțat în ADN-ul ăla lui cu miserupismul, până la urmă. Hai mă să-mi pun director, am o vară, am o mătușă. De acolo începem, de la lucrurile simple. Asta va trebui să refaceți. Și asta mi se pare spre imposibil, dar fermecător de greu și nefrumos. Am văzut recent un studiu, o analiză statistică a unei instituții, de asta multinațională, ce au corelație între încrederea generalizată și prosperitatea unei țări. Încrederea generalizată e o măsură sociologică a... Când întâlnești oameni pe care nu-i cunoști, tind să ai încredere în ei sau tind să te temi că ei vor să-ți dea țeapă și tu în timpul ăla îți pregătești țeapa ta.
Pentru că e ușor să ai încredere în familia ta. Da? Asta e tribu. Societatea modernă înseamnă că avem încredere chiar când n-am crescut împreună. Ei, nesurprinzător, cu cât era mai mare încrederea generalizată într-o țară, cu atât țara era mai prosperă, instituțiile statului funcționau mai bine, lucrurile erau mai ok. România stătea foarte prost la încredere generalizată. Noi nu avem încredere în mai nimeni decât în clanul nostru, fiecare cu clanul lui. Și atunci e rău și trebuie să schimbăm asta. Asta mă duce către Orient. Da. Dacă... Legat de întrebarea asta, eu sunt foarte optimist. Între cei 54 de consilieri pe care îi avem noi la București, doi dintre ei erau funcționari publici și căpătând mandatul ăsta de consilier, intrau în incompatibilitate și ei pe loc au renunțat la, și-au suspendat funcția pe care o aveau, s-au angajat la repezeală că aveau familie, copii, într-un job mai prost plătit pentru ca să ia funcția asta de consilier. Pentru că ei cred în ideea asta. Pentru că ei de asta au venit ca să facă un lucru bun pentru societate cât îl vor face. 2 ani, 3 ani, cât vor putea să facă lucrul ăsta. Și spiritul ăsta eu îl găsesc la colegii mei din București și acum, mergând prin țară, l-am regăsit în grupurile care au spus că vor să adere la USR. Deci eu sunt foarte optimist că putem să schimbăm modul în care lumea se raportează la un alt și așteptarea pe care oamenii pot să o aibă la un alt tip de politicien. Chiar dacă se poate întâmpla ca în primul mandat sau ce facem noi la București să fie lucruri simbolice, că o să fie o majoritate și majoritatea o să își dea niște privilegii, se poate întâmpla și asta. Dar e foarte important ca oamenii să vadă că sunt alți oameni care vin acolo să-i reprezinte cu onestitate și responsabilitate. Vă și întreabă cineva pe Facebook dacă devine formațiune parlamentară, cu cine ar face USR alianțe și cu cine nu. Și de ce? A spus Andrei mai devreme, vrem ca să fim în poziția în care numirea guvernului să depindă de voturile noastre. Vrem să intrăm în negocierea asta, dar vom intra în negociere numai cu primul ministru, pe programul pe care acesta va guverna, în care vrem să introducem lucrurile din programul nostru cu termene și cu amenințarea că retragem sprijinul, dar nu vrem să facem alianțe cu celelalte partide care sprijină același guvern. Nu vrem să intrăm în politica asta în care să zicem noi facem o alianță, voi aveți 3 miniștri, noi avem 5, ei au 2, voi aveți 10 prefecți, noi avem... Nu vrem să intrăm în jocul ăsta pentru că nu vrem să facem... Nu am venit în politică ca să obținem niște funcții pentru noi. Mă întreabă Valentin Neagoie, pentru Nicușor Dan, cine l-a recomandat pentru politică? Nu este o întrebare răutăcioasă, este o curiozitate care ține de lipsa carismei a dânsului. Aici vreau să fac o precizare. Știți de ce am încredere în noastră? Pentru că nu vorbiți bine public. Pe cuvântul meu, dacă nu m-am săturat de politicianul fermecător care vine și mă face din două cuvinte și te stau cu gura căscată și după aia ca atunci când e spumant și atât. Știți când torni un cola sau un spumant de la așa, prima dată dă pe din afară și după vezi că rămâne cam atât apar. De un deget. Și vă contrazic puțin. Mi se pare că Nicușor vorbește foarte bine. Doamne, dă să vorbească așa cu... Îl înțeleg, eu înțeleg ce are de spus. Bine. Eu nu vreau să vorbească nici ca Dragnea, nici ca Tărician, nici ca Lina Gorghiu. Păi să vorbească Nicușor Dan. Atâta vreau. Rostesc cuvinte. Nu, eu vreau din să fie Florin Fermecătorul sau Nicușor Fermecător. Nu, am intrat din necesitate în povestea asta. Am vrut mai întâi să mă opun la ce se întâmpla în dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Am construit o asociație, mi-am dat seama că nu e destul, am candidat independent la primărie. După aceea am văzut că nu e destul, am coordonat înființarea acestui partid. Aș fi foarte fericit să vină mulți, mulți alți oameni și eu să mă întorc la matematică într-o bună zi. Până atunci, cât mai e nevoie de mine, stau aici. Asta este. Răspund eu în locul dumneavoastră că am o colegă gravidă. Deci e de două ori mai inteligență. Și zice, bă, nouă ni se pare că vorbește bine, numai că nu vorbește ca un politician. Da, cred că a zis mai bine decât am zis eu. Mersi, Claudia. Să trăiască, să fie sănătos. Eu asta încerc să... Eu-s bolovănos. De obicei, sudui. Dar nu urât. Greu. Foarte urât. Foarte. Nu, greu. Am cuvinte grele și de-aia sunt mai bolovănos. Pe mine, ce mă interesează acum este să
găsesc un argument care să mă țină indiferent de ce se întâmplă în țara asta, aici. Am stat în hohereală 7 ani prin parlamentele din Paris și prin toate prostiile. E străin. N-ai cu cine vorbi de trecut. N-ai furat cu nimeni cireșe de la mătușa ta. N-ai avut nimic. Nu te-ai uitat după aceeași colegă de clasă. Ești un tip care a luat T0 la vârsta de cutare și de acolo începe și trecutul tău, și prezentul, și viitor. Încep toate de acolo. Nu merge. Vreau un argument ca să rămân în țară. Oricum nu o să plec, că-s dicos, ci-s bolovănos. Dar un argument pe care pot să-l spun tuturor celor care îmi spun: unde dracu, bă, ce vrei să fac? Păcat că nu mai am încă 40 de ani să plec. Argumentul este speranța că oamenii de bună credință se vor organiza într-o rețea și vor ajunge să gestioneze ei societatea. Dați-mi argumentul dumneavoastră. Alegerea, praf pe politice. Alegerea de construi ceva acasă. Eu nu vreau să mă duc să trăiesc într-o țară unde totul e gata. Și să vin așa ca un client al unui sistem pe care l-au făcut alții. Eu aici m-am născut, vreau să construiesc casa mea, să fie bine și să las ceva, să las ceva în urmă mai bun decât l-am găsit. Acum că o fi mult mai bun, că o fi puțin mai bun. L-ați cunoscut astăzi pe Andrei Suciu, da, din Turda. Omul e la T9, Turda 9, Turda la puterea 9, cum vrei să zicem. După experiențe profesionale de top în Dubai, a venit la Turda și prietenii l-au convins cu insistențe. Am fost acolo. Hai, candidează la postul de primar. O să ăștia, bă, dacă e 2%, ești beton. Omul a luat 20 ceva%, pe locul 2. Dezamăgirea mea n-a venit de la Andrei Suciu. Dezamăgirea mea a venit în momentul în care am văzut că mari jucători, mari candidați, sau candidații mici ai partidelor mari, aveau deja sistemul făcut. Onorata asistență socială venea cu taxiurile la vot. Discutau deja direct cu interlopii. Am fotografiile. Tu mi-aduci atâțat, tu mi-aduci atâțat, tu te duci pe strada aia, tu te duci atâțat. Nu se mai dădea șpagă. Șpaga s-a dat înainte, o petrecere, tăiem un porc, o gâscă. Adică noi asistăm acum la o bătaie între două lumi. Extraterestri aia de care noi vorbim sunt chiar aici. Ăia nu vor renunța. Nu pentru că ei nu vor să renunțe, ci pentru că ei sunt țărână din țărână acestei țări și în ADN-ul lor așa scrie. România este o pizza, nu fi fraier. Ia salamul, ia cașcavalul, ia parmezanul, ia o bucată cât mai mare. Restul? Restul să mai aștepte. Cam bancul ăla de la loto. Asta e spaima mea cea mare. Trebuie să schimbăm. Dacă nu face nimic, asta se va întâmpla. Asta se întâmplă, în direcția asta mergem. Asta trebuie să schimbăm. Să oprim și după aia să întoarcem direcția. Da. Nu știu cum să spun mai sofisticat de atât. Eu nu vreau sofisticat. Eu vreau simplități. Eu sunt un tip și așa s-a obosit, am făcut facultate de citit, nu mă pricep la nimic, n-am schimbat o priză în viața mea. Una din marele realizări ale maturității, ca zic așa, care încă n-am atins-o, că... Doamne, ferește! La maturitate murim! Când creșteam, eu credeam că peste tot în lume și în țara asta sunt oameni care se ocupă de chestii. Oameni oarecum competenți, care fac chestii oarecum bine gândite ca să funcționeze treburile. Și eu cred, mai știu, mă și la NASA și pe la alții, dar mi-am dat seama că sunt mult mai puțin decât credeam eu. Și că cam oriunde te uiți, nu prea vezi așa de mulți oameni competenți care știu ce fac și uneori te miri cum de nu ia foc tot în jurul tău cumva. Și atunci e un vid care ori îl umplem noi, încercând să facem ceva bun, ori îl umplu ăia furând. Dar există chestiuni simple. Vrei să colectezi mai bine taxele. Degeaba poți să mergi să bazi la om, pentru că ăla va spune exact cum ar spune neamțul, elvețianul, ar spune și suedezul dacă ar putea. Bă, n-am, moromete. Poncirea. Sistemul francez, chiar socialistoid fiind, a găsit o breșă. Și ce face? Firma ta, fără datorii, nu mai are voie să facă afaceri cu o firmă care are peste 1000 de euro datorii la stat. Care înseamnă datorii la autostrăzi, la spitale, la școli. Spune asta. Ce ne costă? A, că dispar o grămadă de firme de pe piață. Oricum dispăreau alea oricum care dispar, da, nu făceau nimic și nu dădeau bani la stat. La autostrăzi, la. Oamenii de acolo erau împinși într-o comoditate aiurea, pentru că dacă primeau bani la negru, nici pensii n-aveau și nici asigurări. Fă cât te costă? Nu trebuie niciun fond european să-și ține fondurile acolo, să le dea pentru altceva. E mult?
Eu vorbesc ca un contribuabil, furios câteodată și neputincios. Nu, sunt extrem de multe lucruri pe care oamenii din societate, specialiști din societate, le spun de atâta timp. Treaba este că nu a existat voința politică, iar uneori chiar a fost un conflict între ceea ce dorea societatea și ceea ce vrea o clasă politică care vrea să-și păstreze privilegiile. Asta este. De ce? Ce e mai simplu? Adică, un manager de firmă privată, primul lucru care vine, spune, hai să vedem procedura noastră de achiziție. Și un manager al statului care este România vine și spune, păi cum, noi nu avem un sistem electronic, nu putem să facem, să ne uităm în mod sistematic la achizițiile publice pe care noi le facem? Hai să facem un sistem informatic. De ce nu s-a făcut sistemul ăsta informatic până azi? Că n-am băgat decât un miliard de euro în el. Adică de 4 ori mai mult decât Ungurii și de 6 ori mai mult decât Slovacia. E oribil sistemul ăla. E o insultă. Eu vorbesc ca IT-ist acum. Și cum schimb lucrurile astea? Păi, câteodată mi se pare că e mai corect ca România să dea faliment. Bă, atât de mult cobori, nu mai poți cobori în altă tu că de aici reconstruim. Sigur că poți. Doamne ferește, că zic asta la furie. Dar câteodată mi se pare că hai să extirpăm organul bolnav fără să o mai tot frecăm tumoarea acolo, să o mai pansăm, să o mai parfumăm. Avem o șansă acum. În alegerile parlamentare. Poate am atins punctul ăsta de regăsire fără să dăm faliment. Acum. Avem, cum spunea Andrei, avem șansa ca guvernul să depindă de noi și noi să punem asta cu achizițiile publice, evident, va fi printre primele loc. E obligatorie. Hai să facem un sistem de achiziții centralizat, de achiziții publice, în care orice unitate administrativă să treacă prin acest sistem, să ai niște filtre care să spună, uite, asta e o achiziție pe care a făcut-o direct și trebuia să o facă prin licitație. E simplu. În loc să avem o instituție de control care merge din instituție în instituție și face niște controle și scapă, vede copaci și nu vede pădure. Te vă spun unde e complicăciunea. Complicăciunea vine de la faptul că, deși dumneavoastră vorbiți extrem de corect și toate țările europene fac asta, trăiți într-o țară în care cărțile se cumpără doar ca să se dea cadou de ziua nu știu cui. În educație nu s-a mai investit de nu știu câtă vreme. Avem cel mai mare procent de analfabeți și avem 52% dintre absolvenții liceilor care sunt analfabeți funcționali, adică citesc, cunosc literele, dar nu înțeleg ce zice. Gândiți-vă că... Știam de 40%, care oricum era enorm, dar 52% deja... 52% e... sunt după... E ceva mai nou, da. Da, pe hot nu s-a văzut. Ori pe mine mă sperie de ce. Mă sperie că oamenii nu înțeleg ce zice Nicușor Dan, ce achiziții publice. Lasă-mă, domnule, cu achizițiile, că știu eu de pe vremea lui Ceaușescu când venea partidul să ia un porcul la achiziții. Ca așa se zicea. Pericolul este ca oamenii să nu mai priceapă de ceea ce este nevoie în această țară. Să zică, dă micii, dă berea, să facem un vanghelion și te-am pupat, mânc cu sufletul, 4 ani rămân cu tine. Ăsta este pericolul cel mai mare. Faptul că noi s-ar putea să ne pierdem acel simț al pretențiilor. Uitați-vă ce se întâmplă la mare. Marea noastră este o oază de, nu știu, de tulumbă, nu știu ce e acolo. Lumea spune când vine de la mare, veci nu mă mai duc. Și a doua oară merge iară, că nu dau la bulgar, nu știu. Pentru că noi nu mai avem pretenții, nici de la noi, și nici de la ăla, și nici de la tovarășul politician. Ăla este cel mai mare pericol, după părerea mea de filolog. Eu cred că votul de la București, care ne-a dat nouă 30%, dovedește contrariu. Deci eu sunt optimist în urma votului pe care București ne-l-au dat pentru noi. Bucureștiul, Ardealul, Banatul, cam astea au fost ștaifurile ideologice, adică ăia care ziceau ia-m mai puțin, nu dăm mai mult. Așa a fost. Și Iașul în ultima vreme, ca oraș. Eu sunt de acord cu faptul că suntem într-o situație proastă și că asta e un pe mare pericol pentru orice democrație. Însă, în același timp, sunt de acord cu Nicușor. Mi se pare că n-am pierdut ceva. Am fost într-o situație proastă de 20 de ani și dacă vrem să intrăm și cum ne-a dus comunismul acolo, mental, comportamental, sociologic. Și acum eu văd zorii unei speranțe. Eu văd un trend ascendent care sper să accelereze din ce în ce mai mult și să ne scoată. Multă lume vă vede ca speranță. Pentru că nimeni nu se gândea la 30% la București. Nimeni nu se gândea că intrați. Cine e IT-istul? N-am auzit, nu l-am văzut la televizor, nu s-a luat de gură în gură cu Dragnea sau cu Blaga. Cine sunt ăștia? Speranța există.
Speranța există. Singura mea, cum să zic eu, sperie, spaimă, temere, e că s-ar putea ca noi să nu mai credem în speranță. Foarte multe lume din țara asta să nu mai crede în speranță. Cel mai greu lucru. Oameni care au fost dezamăgiți de X ori să le cer încă o dată. Încă o dată. Vezi, și încă o dată. Eu chiar sunt diferit. Da. Știu că ți-a spus și ăla înainte, ți-a spus și ăla, ți-a spus și ăla, dar eu chiar e foarte dificil. Încercăm să facem cât de onest putem. Aveți un pianist foarte bun, acum e în Las Vegas, Bogdan Nota. Bogdan Nota e din Botoșani și în Iași a fost și peste tot. E cel care a câștigat Norvegenia Talent. A plecat în Las Vegas, s-a mutat în Cluj, am făcut noi, suntem amici, suntem prieteni, și am venit în România să-și boteze fetița. Am zis că, bă, eu sunt ortodox, o botez ortodox, am trecut prin Cluj, dă-mi o ie că n-am. Hai la mine, stăm la mine, povestim și stăm să ne uităm la pălincă. Și îmi zicea Sabin, am avut un șoc când am ajuns la America. Băi, eu tot pianistul, tată, fac două lauri, trei douri, dăm banul. Și m-am întâlnit cu niște oameni bogați. Unul dintre ei avea 81 de ani. Și îmi zicea Bogdan, bă, și am început să zic, băi, în România am luat-o de la început. În Norvegia am luat-o de la început. M-am întors în România și iar o iau de la început. Acum am venit în Las Vegas și tu spui iar să o iau de la început. Și omul la 88 de ani îi zice, Bogdan, trebuie să o iei de la început? De câte ori trebuie? Tu nu. De atâtea ori iei de la început. Da, așa e. Asta mi-ar plăcea ca lumea să înțeleagă în România. Că nu există extractorești. Nimic de ce ai câștigat nu e câștigat permanent. No, eu sunt, pe de o parte, trebuie să spun că eu sunt foarte conștient de responsabilitatea pe care oamenii o proiectează asupra noastră. Imensă. Adică și încerc cumva, știți, după un succes, cumva te cam ia valul. Și am încercat să avem discuțiile astea cu colegii noștri, să le spun cât de important este ce facem noi în București în astea 6 luni până la alegerile parlamentare. Pe de altă parte, eu am fost în multe lupte care păreau pierdute de la început. Noi eram un ONG de 3 oameni și ne luptam cu o investiție de 40 de milioane de euro, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Și am câștigat de nu știu câte ori. În justiție, nedormind nopți, pregătind argumente. Deci, eu sunt foarte optimist. Sunt optimist că există energie și oameni în țara asta care s-o scoată din haosul în care este. Și eu mai cred în asta, că altfel ar fi plecat. În orice caz, eu am ajuns la o concluzie. Eu nu mai îndoresc tipi inteligenți și deștepți în țara asta. Eu îmi doresc niște tipi înțelepți. Adică oameni capabili să renunțe la propria carieră. V-am spus, pe mine exemplul ăla să mergi de la o meserie, de la, bă, totuși câștigi 2, 3, 4, 5 mii de euro pe lună, sau ai milioane, și te duci în Parlament și nu faci nimic, înseamnă că te duci pentru altceva. Tu n-ai renunțat la nimic. Ți-ai făcut gardul ăla, ți-ai luat bodyguardul ideologic, da, să te ferească dacă vine codruța. Aha, ce face doamna Cheveși? Păi mai ia de ureche, dăm cu mirul, facem tatăl nostru cum făcea tovarășul Vosganian și scăpăm și după ce uită lumea, că românul uită repede, ieșim la mantinelă, că suntem deștepți. Nu mai vreau tip deștepți, vreau tip înțelepți. Tip care să vadă și să spună, bă, am ajuns în Parlament, să mor eu dacă am avut timp să mănânc astăzi. Asta îmi trebuie. Am ajuns în Parlament cu navetă, cu chestii, mă sfătesc cu nevasta. Înainte câștigai 3.000 de euro, acum te-ai dus la 1.000 de euro. Cum trăim? De ce trebuie să stai 4 zile acolo? De ce trebuie să-ți bată la ușă nu știu care văsălică, ce nu și-o lua nu știu ce teren sau nu știu care nedreptate? Mie asta-mi trebuie. Mm-hmm. Să mor eu dacă cred că e foarte mult. Când o faci cum trebuie, politica e un sacrificiu. Punct. Că e o recompensă spirituală la un moment dat, recompensa faptului că știi că ai ajutat, că, dar concret, zi de zi, politica e un efort investit, timp renunțat cu familia, de la profesie, de la afaceri, de la bani la care renunți. Da. Asta e. Și recompensa e când vine omul de pe stradă și îți mulțumești. Da. Asta e foarte... Aici e cea mai mare recompensă. Da. Aici e cel mai fain. Să știți că am avut, mai avem doar 1 minut jumate, 2. Ăștia deja strigă în regie, că știu că vorbesc mai mult decât trebuie. Și cea mai mare satisfacție când vine câte unul și zice, domnule, să știi că am văzut eu chestia aia de la televizor, să știi că m-am întâlnit cu băiatul și l-am ajutat. Și am avut caz concret, un copil care face o nebunie pentru alți copii, crescut în casa de copii, și face spectacole pentru casa de copii, el muncește, face curățenie pe nu știu unde prin blocuri, ce nu și-a plătit chiria de 300 de lei.
mi-a dat telefonul aia, că a văzut la televizor, stăpâna lui, așa s-a recomandat, eu sunt stăpâna lui Remus. Și m-am întâlnit cu un om pe stradă și eu zic, domnule, am văzut emisiunea, l-am sunat, m-am întâlnit, să știți că i-am dat eu. A fost cea mai mare satisfacție din viața mea. Deși eu sunt ciufut, sunt cinic, sunt purcat la gură, am zis, bă, uite un tip ca Vasile Alexandrie, e unul care cântă mai bine decât mine, în sfârșit, și țării. Deci, cam asta satisfacțiile și în politică. Să renunț, că altfel, cu 7 linguri nu o să mâncați nici dumneavoastră, nici eu. Ce sperați? 10% în parlament. Pentru Iași? Pentru Iași, pentru Cluj, pentru București, pentru Timișoara, mult mai mult de 10%, ca să încât media să fie 10%, 15%, mai mult de 15%. Ne-am ajuns la un acord astfel încât ei rămân cu partidul lor, dar pun candidați pe lista noastră, astfel încât să nu avem un prag electoral pe care prietenii noștri din partidele vechi l-au ridicat. Deci o să fie listă pentru USR, în care fiecare la Iași o să fie candidații de la Iași. Da. Înseamnă că veți avea, pentru că în Timișoara sunt, în Cluj sunt, am peste tot sunt. Doamne ajută! Trebuie să încheiem emisiunea. Mai urlați în capul meu. Cât vrei? Bine. Eu zic, doamna, că pot continua până la 12 noaptea. Deci vorbesc și în doi în regie. Vă mulțumesc tare mult. Ne vedem și mâine. Mâine vă vorbesc de Tăricianu. Așa îmi place subiectul ăsta cu Tăricianu. Nu știu de ce. Are ceva așa. 4 inițiale, 5 de veste. Miște. Are permisul. Nu vreau să spun. V-am pupat. Tovarăș, ne vedem mâine seară. Povestim ce v-am spus. Țineți minte. O luați de la început. De câte ori trebuie, tată? Așa e și cu nevasta și cu politica. V-am pupat!